Improvizațiile făcute pentru a economisi bani pot duce la evenimente grave și chiar la tragedii. Anul trecut, în județul Botoșani, unul din patru incendii s-a produs din cauza instalațiilor defecte sau echipamentelor electrice improvizate. În acest sens, salvatorii botoșeneni din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență le recomandă cetățenilor să evite efectuarea improvizațiilor la domiciliu. Cel mai bine ar fi să cheme un specialist în domeniul electric. Pentru a elimina riscul de incendii, vă recomandăm să nu folosiți instalații electrice improvizate, să nu interveniți asupra contorului și să nu utilizați aparate electrice neomologate. Verificarea periodică, dar și orice modificare asupra instalației electrice se face doar cu personal autorizat. De asemenea, aceștia mai recomandă să se utilizeze doar siguranțe calibrate la tabloul electric din locuință, să se verifice periodic cordoanele de legătură ale aparatelor electrice și să fie înlocuite dacă sunt uzate. Trebuie să se amplaseze și să se utilizeze aparate electrice departe de mediile umede, deoarece accidentele de natură electrică se produc din cauza folosirii curentului electric în apropierea sau în contact cu apa. Aparatura electrocasnică trebuie instalată și utilizată respectând indicațiile producătorului.